Basam Dabas, acuzat că a înjurat o domnișoară în trafic. Un nou scandal în showbiz. Basam Dabas a fost acuzat că a înjurat și a agresat o domnișoară în trafic. Imaginile au ajuns în atenția tuturor și au stârnit o mulțime de reacții. Poliția s-a autosesizat în acest sens. Hairstylistul a fost filmat în timp ce se afla la volan și avea un dialog acid cu o altă persoană. Acesta a fost acuzat că a înjurat-o și a agresat-o, aruncând cu o sticlă în mașina ei. Cele două autoturisme se aflau paralel, de două benzi de circulație diferite. Un prieten, cu care se afla Basam Dabas în acel moment, a coborât din mașină și a fost acuzat că a încercat să deschidă ușa. În imagini se observă că între aceștia au existat tensiuni, iar schimbul de replici a fost acid. Totul s-ar fi întâmplat din cauză că șoferița nu i-ar fi dat prioritate hairstylistului. Imaginile au fost făcute publice și au făcut în conjurul internetului, stârnind o mulțime de reacții.